Bă, cred că v-am mai zis, dar copil fiind, eu am fost foarte timid și prost cu fetele. Abia dacă puteam să vorbesc cu o fată, iar dacă o făceam, mereu mi-e ieșea pe gură a mai mare tâmpenie. Bună, Alina, vrei să faci de serviciu, vrei să faci cu mine? Valoare, în schimb, era la fel de prost, ba poate chiar mai prost, dar timid nu era deloc. Ce ai, frate, că nu era zi de la miezou să nu se dea la cel puțin o fată din clasă? Oricico, ia zi, fă, nu vii pe la mine să înveți tavanul. Dacă a văzut că nu-i pică niciuna, a început cu alea de prin școală, mai mari, mai mici, nu contează, valoarea al meu, și-a încercat norocul cu toate. Andreiu, să moară mama, dar nu m-am gândit azi noapte la tine toată ziua. Cristino, ia zi, fă, ești oglindă? Ce? Oglindă, fă, zi, ești oglindă? Nu, de ce? Că să moară mama, dar nu mă văd în tine. Din păcate, nu i-a mers cu niciuna, așa că s-a reorientat și în clasa 8-a s-a îndrăgostit nebunește de profa de engleză. Bine, toți băieții din clasă erau îndrăgostiți de profa de engleză, eu nu mai zic că eram în limbă după ea și nu trecea zi fără să mă gândesc la fundul ei. De cel puțin 2 ori. Dar spre deosebire de mine și de ceilalți băieți din clasă, Valoare a fost singurul care și-a încercat cu adevărat norocul. Așa că, undeva pe la finalul clasei a 8-a, Valoare și-a pus planul în aplicare și a încercat să o cucerească pe domnișoara de engleză. Acum, nu i-a ieșit chiar ce aștepta el, dar de ieșit, i-a ieșit totuși ceva. No, dar înainte să vă zic cum a încercat Valoare să o cucerească pe domnișoara de engleză, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet. Bă, Jimmy, tu-i în gură că iar mi-au furat ăștia bitcoinii. Exact, pe internet hoții e mulți, cum ar spune tovarășul Vijay, iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Vrei să vezi cum arată Netflix-ul în India? Bam, cu un singur click te-ai mutat în India și acum poți să vezi toate serialele indiene care îi plac lui maică-ta. S-au pus găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau cazări, că și ăștia sunt hoți și au prețuri diferite în funcție de țara de unde cumperi. În plus, dacă vrei să fii sigur că datele tale rămân ale tale, poți alege Surfshark One, care, pe lângă VPN, vine și cu antivirus și alerte în cazul în care datele tale au fost compromise de anumite site-uri. Iar lucrurile bune nu se termină aici, pentru că dacă intri pe linkul din descriere, nu doar că te vei bucura de toate aceste beneficii la preț de o cafea pe lună, dar vei primi în plus încă 4 luni gratuite. Așa că intri acum pe linkul din descriere, descarcă Surfshark și bucură-te de 4 luni gratuite. No, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, așa cum vă spuneam, obsesia lui Valoare pentru domnișoara de engleză a început în clasa 8-a, atunci când profa i-a făcut o propunere indecentă. Mă rog, în realitate, propunerea nu era deloc indecentă, ba era chiar onorabilă dacă e să mă întreb pe mine, însă Valoare a înțeles evident ce voia el să înțeleagă. Tocmai avusesem lucrare de control la engleză, iar Valoare, care tot ce știa în engleză era că la valoare se spune valoration, luase cu maximă indulgență o frumoasă notă de 4. Și având în vedere că în catalog mai avea alte 3 note de 4, domnișoara de engleză l-a invitat pe Valoare al meu la tablă cu speranța că poate scoate ceva de la el cât să-i pună măcar un 5. Valentin, ca și-l chema de fapt pe Valoare, hai să conjugăm împreună verbul to be, vrei? Da, doamnă, conjugăm. Ce înseamnă to be? A? A ce, doamnă? Păi asta întreb, înseamnă a fi, da? A, da, doamnă. Și atunci, dacă înseamnă a fi, cum se spune la eu sunt în engleză? Cum să spună, doamnă, eu fiu? Nu, Valentin, se spune I am. Scrie, te rog, I am. Când a văzut asta că n-are ce să scoată de la el, face... Valentin, nu spun 4 acum că nu vreau să te las corigent, dar după o oră te rog frumos să vii până la cancelarie să vorbim puțin, bine? Da, doamnă, viu, mulțumesc. Bine, treci în banc. Acum, pentru un om normal, întâmplarea de la tablă n-ar fi fost deloc un motiv de mândrie sau de fericire. Doar că Valoare nu era un om normal, așa că atunci când s-a întors înapoi în bancă, afișa pe față un zâmbet până la urechi, face: Bă, Jimmy, cred că la domnișoara îi place de mine. Eu, crezând că glumește, zic: Da, mă, Valoare, ce ai? E în limbă după tine aici de ori. Așa-i? Ai văzut cum zâmbea la mine? Zic: Da, bă, cum dracu, te-ai dezbrăcat în priviri, ești de bun. Mamă, că de-aia m-o fi chemat la cancelarie după oră, că dacă știam îmi schimbam și ochiloții, sau măcar mă deam cu spray ceva. Zic: E, stai mă liniștit că nu sare pe tine în cancelarie, dacă e ceva, te cheamă la ea acasă.
Acum, dacă știam ce o să urmeze, poate n-aș fi făcut gluma asta, dar n-am știut, așa că a venit pauza și valoarea al meu s-a prezentat frumos la cancelarie pentru discuția cu domnișoara de engleză. Din păcate, n-am putut să intru cu el, însă, având în vedere că de obicei atunci când erai chemat la cancelarie nu era de bine, mă așteptam ca valoare să iasă de acolo supărat făcut pământ. Doar că tare mi-a fost mirarea când peste vreo 10 minute îl văd pe valoare al meu cum iese din cancelarie cu un zâmbet pe față de mai că ziceai că intraseră 4 șeptari la păcănele, zic. Cum e, bă, valoare, ce a zis? La care valoare, rânjim fasolea la mine, bă, Cibi, eu ți-am zis că lui asta îi place de mine. Adică, ce a zis? M-a invitat la ea acasă. Ei, te-a invitat pe dracu. Bă, dacă zic, diseară mă duc la ea. Du-te, bă, dracu, lasă vrăjala. Bă, dar ești nebun, nu e nicio vrăjală, m-a chemat la ea acasă. Adică cum, hai pe la mine sau cum a zis? Ei, m-a luat așa pe vrăjală, că ea face în fiecare săptămână câteva ore de pregătire la engleză cu niște copii de clasa a doua și că dacă vreau să vin și-o în seara asta, de-astea. Zic, a, adică te-a chemat la ea să faci meditații la engleză cu niște copii de clasa a doua. Da, bă, dar la vrăjală îți dai seama că erau ei lați profesori acolo. N-are niciun copil de clasa a doua, mie spui de ea. La cum o făcea cu ochiul, cred că tot ce vrea să mă veță e love. Zic, da, mă, cum? Vezi să iei prezervative la tine. Poate nici gluma asta nu treia să o fac, că după ore, în timp ce plecam de la școală, dintr-o dată l-aud pe valoare. Bă, Jimmy, hai cu mine până la magazin să luăm prezervative. Ăsta a fost momentul în care eu mi-am dat seama că valoare chiar nu glumește. Până atunci fusese doar așa, hi-hi-hi, ha-ha-ha, hai bă, valoare, că dai și tu acolo. Na, glume de copii de 14 ani care văzuseră o femeie dezbrăcată doar în filmul ăla erotic care se difuza la televizor după 12 noaptea. Dar aparent, valoare chiar avea speranțe că în seara aia o să iasă ceva cu domnișoara de engleză. Acum puteam să-i zic verde în față, să stea liniștit că nu o să aibă nevoie de niciun prezervativ. Dar cine eram eu să-i spulber speranțele omului? Așa că am zis doar, bă, valoare, nu lua, bă, că dacă te-ai chemat la ea acasă, sigur are ea. Da, bă, și dacă n-are, mai bine să fiu sigur decât să-mi pară rău după aia. Într-un fel, avea dreptate și poate în locul lui și-o aș fi făcut la fel. Nu cred, dar nici nu pot să bag mâna în foc că nu. Așa că am plecat la magazin să luăm prezervative. Și acum, dacă te întreb cum cumpără doi copii de 14 ani prezervative de la tanti Geta de la magazin, care se știa atât cu mama cât și cu măsa lui valoare, îți spun eu cum. Nu cumpără. Planul era simplu. Eu mă duc la casă, cumpăr o pungă de semințe și mă bag în seamă cu tanti Geta, că... Bună ziua, tanti Geta, ce mai faceți? Toate bune? Bogdan, ce mai faci? Ai, la Pitești, la liceu? La ce liceu ai intrat? La Odobescu? Iau, ce bine ar fi dacă aș intra și eu la Odobescu, de-astea. Timp în care valoare se duce la raftul din spate unde erau prezervativele, desface subtil o cutie din care extrage un singur prezervativ. Apoi pune cutia la loc și ne sparge în rapid fără ca tanti Geta să realizeze ce s-a întâmplat. Iar planul a mers brici, cu o singură excepție. Valoare a luat două prezervative că a zis să fie sigur. Ce dracu era să-i fac? Am lăsat-o așa și am plecat spre casă. Acum eu stăteam în statul vecin, dar o bună parte din drum mergeam în aceeași direcție cu valoare. Așa că la un moment dat, valoare și-a dat seama că ar mai avea nevoie de ceva face. Bă, Jimmy, dar nu crezi că ar trebui să iau și o sticlă de vin, ceva? Iar aici, eu iar am fost prost că, fără să-mi dau seama că valoare n-ar un leu în buzunar, am zis, da, bă, cum, o sticlă de vin, un buchet de flori, adică dacă tot faci o treabă, nu poți să te duci așa cu mâna goală. Bă, dacă bine zici, de flori culeg din grădină, dar de vin de unde, dracu? Auzi, dacă te rog și-o ceva, mă ajuți? Zic, du-te, bă, că eu nu mă duc înapoi la tanti Geta să-ți ordin vin acum. Nu, bă, nebune, mă gândeam că dacă mi-aduci și mie o sticlă de vin de la bun, de la tactul. Zic, ce a făcut? Adică să mă duc până acasă și după aia să mă întorc la tine? Păi mi-a cel puțin o oră jumate, ești nebun? Păi numai bine, că-i 3:30, până la 5 când trebuie să plec eu la asta, ai timp. Veneam cu tine, dar trebuie să mă duc și eu acasă, mă spăl, să mă aranjez, să alea, ai, te rog eu mult. Zic, bă, valoare, nu știu, bă, că dacă mă prinde tata la vin, mă rupe cu bătaia. Lasă, bă, că nu-i tactul acasă la ora asta, ai, te rog eu, rămân dator să moară mama, îți fac lipeala cu sora mea dacă vrei. Zic, care, aia mai mică sau aia mai mare? Care vrei tu? Dacă e aia mai mare, bă, bag, dar fii antenă că poate nu faci lipeala. Da, bă, cum, păi, dar nu-ți fac eu, ești tovarășul meu, ce drept. Mă rog, sora aia mai mare a lui valoare avea vreo 19-20 de ani și nu m-ar fi băgat în seamă nici picată cu ceară. Dar merita să-mi încerc norocul, așa că am plecat acasă să-i aduc vin de la tata.
Acum, având în vedere că pălărie acum la liceu în clasa 9 ajungea acasă undeva pe la 5-6 după amiaza, iar tata se întorcea de la muncă pe la 7-8 seara, singura care putea să-mi strice planurile era maică-mea. Doar că, spre norocul meu, atunci când am ajuns acasă, nu se vedea pe niciunde. Nu știu unde era plecată, că n-am stat să o caut, am luat rapid cheia din locul foarte secret în care taică mi-o ținea ascunsă, adică din buzunarul unui anumit palton din dulap, am intrat săgeată în cămară, am umplut rapid o sticlă de 1,5 litri de vin și apoi m-am spart ca o fantomă în pădure, fără că măcar să fiu zării de cineva. Poate doar de tantiuța care mă urmărea adesea ca sereiul printre garda, de data asta nici măcar de ea nu sunt sigur. Așa că o oră și ceva mai târziu ajungeam cu sticla de vin la valoare la poartă, unde am fost întâmpinat de BMW-ul și Bruce Lee, doi dintre frații mai mici ai lui Valoare, niște draci împielițați pe care îi ducea mintea numai la tâmpenii, zic. BMW-ul, unde-i fractul? E în casă să îmbracă cu costumul lui tata, căci care întâlnire. Zic, ce costum e nebun la cap, zi să iasă până la poartă. Dacă îmi dai o țigară. Ce să-ți dau, mă? Ai 7 ani, dracu, nu-ți dau nicio țigară. E, atunci nu mă duc. Ite-al, dracu, te-ai făcut, Bruce Lee, du-te tu. Eu mă duc dacă îmi dai 2 lei. Băi, dracu, bine, bă, las că stric singur, Valoare! Moment în care îl văd pe Valoare, zi și Don Corleone, că iese din casă îmbrăcat la costum. Dar nu costumul lui, că evident că n-avea unul, ci costumul de lăutar al lui Tasso, zic. Hai, mâncați-aș gura ta! Având în vedere că Tasso avea 1,80 m și vreo 130 de kg, iar Valoare pe vremea aia doar 1,60 m și vreo 60 de kg, imaginează-ți cum stătea pe el costumul ăla. Ca să vă faceți o idee, pantalonii atârnau peste pantofi, cu toate că erau suflecați de vreo 3 ori, în paltonul ăla mai intram eu, Bruce Lee, BMW și încă doi frați de-a lui Valoare, iar cămașa aia, la cât de largă era, 3/4 din ea era băgată în pantalon, zic. Tăi, Valoare, unde dracu te-ai duci, mă, așa? Ce-oi, bosule, nu stă bine? Zic, da, stă de să dea dracii, zici că ești Arlechino, du-te, dracu, ia niște bluși pe tine. Nu, bosule, că trebuie să fac impresie, ai adus vinul. Am adus, dar ești sigur că vrei să te duci îmbrăcat în halul ăsta? Da, frate, mă, mai 4:30 trebuie să plec. Ben, vei, adă și mie buchetul ăla de flori din casă. Îmi dai o țigară? Îți dau un dos de palmă dacă vrei, marș, adu florile și mai comenta. Aparent, ăstea erau cuvintele pe care trebuia să le folosești cu BMW-ul. Așa că, peste 2 minute, se întorcea cu un frumos buchet de bălării culese de prin grădină. Acum, domnișoara de engleză stătea într-un alt sat aflat la vreo 5 km, iar până acolo, Valoare trebuia să ia un microbuz. Așa că, deși mi-era o leacă rușine cu el îmbrăcat în halul ăla pe stradă, l-am condus până în stația de autobuz, zic. Bă, Valoare, ce să zic, baftă! Mersi, frate, să știi că nu te ui pentru vin, o să mă gândesc și la tine când dau acolo. Zic, lasă, nu trebuie. Iar cu asta, Valoare s-a urcat în microbuz, iar eu am pornit agale spre casă. Acum, nu știu de ce, că doar eram convins că nu o se întâmple nimic din ce spera Valoare, trebuie să recunosc că eram un pic gelos pe el, zic. Ia uite, bă, al dracu, hoi, s-a dus el acasă la domnișoara de engleză. Dar apoi mi-am adus aminte cum arăta în costumul lui Tasso, așa că mi-a trecut. A doua zi la școală însă, Valoare m-a făcut din nou gelos când s-a apucat să-mi povestească cum a făcut el love-love toată noaptea cu domnișoara de engleză. Ce, bosule, că imediat cum am intrat pe ușă, m-a rupt costumul de pe mine și m-a aruncat direct în pat. Zic, du-te, mă, dracu, lasă vrăjala. Bă, dacă zic, m-am făcut love-love până dimineață, ești nebun. Uite, na, dacă nu mă crezi. Bă, și-l văd pe nebun că scoate din buzunar o pereche de kilostanga, zic. Du-te, dracu, i-ai ciordit chiloții. Nu e, frate, că mi-a dat ea să iau amintire. Evident, mințea de înghețeau apele și afară era vară. Nici nu știu sigur dacă chiloții aia erau ai domnișoarei de engleză, dar nu pot să-l condamn că, până la urmă, asta era fantezia la care visa orice băiat din școală. Și acum, dacă m-ar fi mințit doar pe mine, era una, dar Valoare a fluturat chiloții aia prin toată școala și s-a lăudat la toată lumea despre cum a făcut el dragoste animalică cu domnișoara de engleză. Nu știu dacă îl credea cineva, dar evident că n-a durat mult și bârfa despre relația dintre Valoare și domnișoara de engleză s-a răspândit în toată școala mai ceva ca vărsat de vânt. Iar atunci când pe seama domnișoarei de engleză au început să se facă glume care începeau cu doamna Valoare, bârfa ajunsese deja la urechile profesorilor. Iar de acolo nu mai era decât un singur pas până să ajungă la bosul cel mare. Eram, mi-aduc aminte, la ora de biologie, când dintr-o dată ușa s-a deschis ca smulsă din balamale și în clasă și-a făcut apariția domn directorene.
care, în loc de bună ziua, a zis doar Rasa Mătivionco. Nici n-a fost nevoie să specifice vreun nume, că toată clasa se uita deja la Valoare. Am apucat să zic doar, bă, Valoare, mi-a părut bine de cunoștință. Apoi, mâna grea lui Domene l-a prins de ceafă și, mai mult râș, l-a tras după ea afară din clasă. Nu știu exact ce s-a întâmplat afară, dar un lucru e sigur. Dragostea animalică dintre Valoare și domn directorene s-a auzit în toată școala. Nu, și cam asta e povestea de azi. Apropo, nu uita să intri pe linkul din descriere pentru a prinde cea mai tare ofertă de la Surfshark cu 4 luni gratuite. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani faini, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și anorace cu Tengura Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy. Intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, niciodată să nu dai o sticlă de vin de la bun pe promisiunea cuiva că-ți face lipeala cu soră sa. Nu de alta, dar eu nici în ziua de azi nu mi-am primit plata de la Valoare. Cheers!